Să ne rugăm pentru încetarea războiului. Este mesajul de Paște al Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, care îndeamnă pe români să fie buni cu cei care fug să-și salveze copiii și viața. Nu trebuie să îi uităm nici pe cei apropiați nouă, și neamului nostru a mai transmis prea fericitul Daniel, care spune că trebuie să îi păstrăm în iubire frățească și pe toți românii din afara granițelor. În mod deosebit să ne rugăm pentru încetarea războiului în Ucraina și să ajutăm pe refugiații ucraineni. De asemenea, să arătăm prețuire și iubire milostivă tuturor oamenilor bolnavi și întristați, bătrâni și singuri, dar și copiilor din familiile sărace.